Apele Române monitorizează sursele de suprafață. Trebuie să vă gândiți că atâta timp cât sursele de suprafață au ajuns la aproape de limita minimă de exploatare, sursele subterane cu atât mai mult au ajuns la această limită și asta se întâmplă de ani de zile. Noi în județul Buzău am încercat în permanență să compensăm deficitul de apă din sursele subterane pe care le exploatăm, realizând an de an noi foraje, amenajând noi drenuri, astfel încât să putem face față consumurilor. De asemenea, și sursele proprii ale cetățenilor s-au diminuat și în multe localități chiar au secat, mă refer la fântâni. Și dat fiind faptul că există această situație destul de generalizată în zona rurală, în care și apa din fântâni a secat sau s-a diminuat foarte mult, oamenii se îndreaptă tot către sistemul public, creând un supliment de stres față de stresul pe care oricum îl aveam în aceste zone pe care vi le-am menționat.